clipul ăsta cumva o să iasă bestial. Hai, salut, mi-a fost foarte dor de voi și pot să vă spun de pe acum că va fi foarte, foarte lung. Astăzi vom vorbi despre cum să relaționați cu femeile mai în vârstă, cum să discutați cu ele, ce anume să vorbiți cu ele și mai ales să înțelegeți ce anume doresc ele de la voi. Dați-mi voie să-mi cer scuze dacă am fața puțin cam obosită, adevărul e că am dat la gaură ca un disperat. Și da, desigur că o să vă arăt ce am mai combinat între timp, așa că hai să nu mai stăm la discuții și ne dăm drum. În clipul pe care l-ați văzut anterior, sunt de fapt total dezbrăcat și sunt după o partidă de sex cu o tipă care avea 44 de ani. Acum, oh, fanele mă caută. Tipa asta avea 4, are că n-a murit, tipa asta are 44 de ani. Situația e în felul următor. Când ajungi să fii bun în ceea ce faci, nu mai ai un scop inițial, cum ar fi hai să obțin un număr de telefon, hai să o fac să se simtă bine, hai să văd dacă pot să o duc acasă, pur și simplu îți place să fii cât mai creativ și să-ți dai anumite provocări. De exemplu, locul în care lucrez acum, băieții știu foarte bine că mă descurc cu ceea ce fac și se amuză pe chestia asta și mereu când intră o tipă e provocarea asta, ia să vedem ce poți să faci cu ea. Însă astăzi chestiile au fost puțin mai complicate. Provocarea a fost dacă pot să abordez o tipă cu 20 de ani mai mare decât mine. Așa că ce am făcut? Am abordat-o pe tipa asta, am făcut-o să se simtă fenomenal de bine. Țin voie să-mi cer scuze, a murit camera, a trebuit să fac un ritual să citesc din Illuminati și am adus-o înapoi la viață. Oricum, hai să continuăm cu scenariul nostru. Imaginați-vă o masă cu 4 femei cu o vârstă de peste 45 de ani. După care, în calitate de ospătar la locul de muncă, a trebuit să mă duc la ele să le întreb dacă mai doresc ceva. Atenție, în momentul în care întreb o femeie ceva, nu contează că sunt la muncă, că sunt afară în oraș, în momentul în care comunic cu o femeie și vreau să o întreb ceva, o privesc mereu în ochi. Atenție pentru a doua oară. Dacă ai mai multe persoane ce ar trebui să contribuie la acea conversație, nu privești doar pe una în ochi, le privești pe toate, le iei la rând. Pentru că nu vrei ca una dintre ele să se simtă în afara conversației, pentru că acest lucru ar declanșa o posibilă respingere sau pur și simplu vibe-ul ăla, că tu nu ești chiar un tip așa de treabă cum pari să fii. Validezi în fața a trei persoane, dar nu validezi pentru a patra, așa că trebuie să înțelegi cum să te comporți ca un gentleman, trebuie să imprimi această trăsătură în tine, în a reuși să comunici cu toată lumea care participă sau care ar trebui să participe la respectiva conversație. Mă apropii de masă, patru tipe în fața mea, toate peste 50 de ani. Topile mea erau, cum s-ar spune în România, purisance, adică au bani, au afaceri, au bărbați care pleacă peste prut ca să producă bani și să trimită pe acasă, mă rog, ce cadă făceau. Tipele astea aveau bani, arătau super bine. Tipele astea pot să-ți garantez că mergeau la sală de altfel. Tipa pe care o vezi în poza asta are 56 de ani. Poza nu este neapărat clară, dar dacă ai vedea corpul în realitate, ți-ai spune în sinea ta că tipa asta nu are mai mult de 35 de ani. Cumva înfățișarea o dă puțin de gol. Acum, care este faza? Le întreb dacă ar vrea să servească un desert sau o cafea, după care analizez puțin privirea lor și observ că, de fapt, una din ele este chiar excitată cumva de prezența mea. Nu este super greu să înțeleg asta. Momentul perfect să lansez o glumă, să testăm puțin piața, să vedem cum reacționează majoritatea. Și atunci, ce fac? Atunci modific întrebarea și le spun, dați-mi voie să vă mai întreb o dată. Ați dori un desert cu cafea sau un băiat tânăr cu abdomenul în regulă? La care toate au început să râdă, au înțeles gluma, dintre care una la care nu mă așteptam a sărit din grup și a spus, da, pe tine te vrem. Ok? Asta îmi confirmă că absolut toate erau deschise la idei, absolut toate sunt femei la finalul zilei, vor să se distreze. Nu contează că au 56 de ani sau că au 20, vârsta nu contează. Așa că vreau să fiu jucăuș acum și vreau să fac acest lucru să fie o provocare. Pentru că aș putea să mă dau de gol și să le spun, ok, ia-mă. Și atunci când am spus asta, m-am vândut prea ușor. S-ar putea în continuare să mă ia, că sunt tânăr și normal, vor să aibă parte de o aventură distractivă. Dar, de ce să nu faci treaba mai complicată? Să o faci să lupte pentru tine, să o faci pe ea să încerce să te impresioneze, pe ea să te urmărească, o faci pe ea să plătească pentru tine, cum s-ar spune. Și atunci îi pui în față o etichetă și îi spui, ăsta este prețul meu. Așa că în momentul în care tipa a spus, da, pe tine te vrem, am făcut o pauză seacă, m-am uitat la ele și am spus, doamnele mele, nu știu cum vom face, pentru că eu sunt de neprețuit. Ok? Oricât de tare ar suna chestia asta, e real la sfârșitul zilei. O persoană nu are un preț, este priceless, este de neprețuit. Așa că au rămas, wow, stai puțin,
Înțelegi? Au fost cumva excitate de chestia asta. Am râs cât am râs, într-un final mi-au spus că nu mai doresc niciun desert, au comandat o cafea, le-am adus cafeaua, după care m-am dus la calculator, unde de obicei stau în fața calculatorului, unde preiau plățile clienților și pot să vă spun că tot timpul s-au uitat la mine. Moment în care mă duc la un moment dat în bucătărie, vreau să verific ceva, ele au venit de fapt și mi-au întrebat, absolut toți colegii mi-au luat la rând și au întrebat numărul meu, la care colegii mei efectiv au recomandat că ar trebui să le ia în persoană de la mine dacă vor numărul meu. M-au chemat jos, tipa a insistat să îi dau numărul, tipa din această poză, repet, a insistat să-i las numărul. Tipa era măritată, cu doi copii și totuși în continuare vrea numărul meu. Reamintesc că are 56 de ani, femeia este cu un an în vârstă, mai în vârstă decât mama mea, la o adică. Ce vreau să vă spun în clipul ăsta, vreau să vă ofer formula prin care reușiți să abordați absolut orice femeie vă doriți. Motivul pentru care vreți să abordați o femeie mai în vârstă este pentru că, în primul rând, aveți subiecte de discuție. Lucrurile pe care le puteți învăța de la o femeie mai în vârstă, nu le veți învăța de la o puță mai mică. Asta este logic. Experiențele cu o femeie mai în vârstă sunt deseori mult mai distractive și cumva mult mai stresante, pentru că canalizează o energie mai mare din partea ta, o contribuție mai mare din partea ta, cum ar fi în pat, de exemplu. O tipă tânără de 18 ani, te duci, ți-o pui și nu te prea interesează de rezultat, pentru că nici ei nu prea îi pasă, e încă mică, nu înțelege. Cu o tipă de 38, de exemplu, o să fii super stresat, pentru că tipa aia o să ți-o spună în față că nu ar trebui să vii înaintea ei, adică ar trebui să-ți pesești de persoana ei și cumva simți puțin provocat. Vreau să vă ajut în clipul ăsta să înțelegeți cum anume să abordați tipele mai în vârstă și motivul pentru care ați dat greș și dacă ați încercat până acum este simplul fapt că nu credeți, nu vizualizați acest concept ca fiind unul real. În alte cuvinte, nu vă gândiți pentru o secundă că acest lucru este posibil. În realitate, vârsta este doar o cifră. Când mi-arăți o femeie, îmi arăți o fată care are 18 ani sau îmi pui o femeie lângă și îmi spui asta are 18, asta are 38, care e diferența între ele? Sincer să fiu, nu este niciuna. O să-mi spui vârsta. Ok, vârsta este un număr la finalul zilei. Exact același lucru pe care și-l dorește tipa asta de 18 ani și-l dorește și aia de 38. A, că aia de 38 își dorește alte lucruri pe deasupra, este o mică diferență. Însă, în mare, același lucru și-l doresc amândouă. Ambele vor să fie distrate, ambele vor să cunoască un bărbat ok, ambele vor să-și opună, chiar și aia care are 18 ani și abia a ieșit pe lume. Nu vezi, sunt tipe care și-o trag de la 13 ani și totuși până și poliția nu mai spune nimic, adică e totul perfect legal. Lumea se duce dracului, nu contează asta, pentru tine contează că ambele vor același lucru. Înțelege deci ce vor. După care înțelege faptul că o femeie mai în vârstă, în general, lansează două teste de căcat. E normal să le lanseze, pentru că în momentul în care te detectează ca fiind un tip ok cu care ea s-ar culca, pentru ea cumva nu e ok acest lucru. În capul său își spune, da, dar totuși am 40 de ani, de ce m-aș culca cu unul care are 20 de ani? Fanii mei! Telefonul, mă scuzați. Și atunci intervin testele. Primul test pe care ți-l oferă o femeie mai în vârstă este râsul. Înțelegi? Îți va râde în față, va fi, ha, mersi, sunt foarte flatată, dar ești prea tânăr pentru mine. Trebuie să știi să răspunzi la chestia asta. Deseori eu răspund, mă uit la ea ciudat, ca și cum este nebună pentru observația pe care o face, pe care continuă. Și e ceva de genul, în engleză o spun cam așa. Anyways, mă întrebam, adică, da, mă rog, mă întrebam dacă diseară faci ceva. După care va continua încă o dată să râdă, s-ar putea, dar ceva mai finuț, după care va insista și îți va spune, cred că sunt prea în vârstă pentru tine. După care continui cu o filozofie super simplă pe care îi spun, ascultă-mă, vârsta este doar un număr, nu mă interesează chestia asta, sunt atras de femei mai în vârstă pentru că am cu cine să vorbesc și am despre ce să vorbesc. După care îi spun, hai pur și simplu să nu ne gândim la mai mult de o simplă cunoaștere, adică hai să facem cunoștință, după aia ne decidem dacă vrem să mergem la o băutură unde încercăm să ne impresionăm din greu amândoi. Iarăși, moment în care ești cool, ești amuzant și în același timp arăți partea reală, arăți că tu într-adevăr ai mai mult decât pretins. Deși ai 20 de ani, gândirea ta este cumva mai matură. Vezi tu, sunt tip la 35 de ani care habar n-au să vorbească cu o femeie. Tipul ăsta care are 35 de ani și habar nu are să vorbească cu o femeie, în momentul în care tipa asta îi vinde versiunea asta cu, știi, nu prea mi se pare că ești interesant sau cumva nu se leagă nimic între noi, sau ești prea tânăr pentru mine, tipul ăsta o să se frustreze imediat, o să fie, păi cum, stai puțin draga mea, sau hai draga mea, cifra e doar un număr, știi? Chestii de genul ăsta nu o să funcționeze niciodată. În momentul ăla trebuie să fii cool, trebuie să fii, stai puțin, mai înțeles greșit.
Nu am spus că aș vrea să mă căsătoresc cu tine mâine, am spus că ești drăguță și mi-ar place să te cunosc mai bine. Nici m-am gândit o secundă la faptul că ai avea 45 de ani și eu aș avea 20. Nu văd problema în legătură cu faptul că am vrea să socializăm amândoi, ca două persoane normale. Astfel cumva o scoți din logica ei, o introduci în logica ta și pe deasupra știi să adaugi și puțină emoție. Emoția este esențială în cazul unei femei dacă vrei ca ea să aibă de-a face cu tine. Un super amuzant, evident, tip asta care are 56 de ani nu prea mă atragea. Era o personalitate super tare, dar nu m-a atras. A intrat a doua. Tipele astea au plecat, a intrat a doua. Tip are 43 de ani, trecea printr-o dramă super dubioasă, dar era super atrăgătoare. I-ai fi dat 30 de ani, era într-o fustiță mini, arăta maxim. Îmi pare rău că nu am o poză cu ea. Tipa asta a intrat, și-a servit mâncarea, m-a băgat în seamă cu ea în timp ce își servea mâncarea, mi-am terminat shift-ul, mi-am terminat programul, i-am spus, uite care e faza, am terminat, dăm voie să mă alăt. După care i-am spus pe față, hai să mergem împreună, în opinia mea ești super sexy, vreau să te duc undeva, vreau să bem ceva și s-ar putea să mergem la mine. După care tipa îmi spune, dar știi care e faza, eu sunt cazată la hotelul ăla. Aici mi-a dat hint direct, gen, lasă băutura, lasă locul tău, hai să mergem direct la hotel. M-am dus frumos la hotel, unde ea era deja cazată, am făcut sex de vreo 3-4 ori. Tot ce a reușit să filmez e un video cu mine după sex, când ea își făcea duș și eu am tras un video la pleașă. Este super ușor să te culci cu o femeie în vârstă, pentru simplu motiv că tocmai vârsta aici te avantajează. Orice tipă la 40, 50 de ani, 30 cât a avea, vrea să se culce cu unul care este mult mai tânăr. Ești mult mai sexy decât majoritatea bărbaților, ești încă la o vârstă fragedă, ai încă energie, ai un abdomen poate. Sunt multe chestii care o pornesc, mentalitatea ta mai distractivă, mai jucăușă, ești energic, ești activ din punct de vedere sexual, se trage în ea precum disperatul și atunci normal că o femeie își dorește așa ceva. Mai ales dacă vede că tu chiar ești la vârsta ta fragil un tip cool, un tip care știe să raționalizeze, un tip care nu judecă și un tip care nu ar da-o de gol în cazul în care e măritată. Un tip care nu cere numărul de telefon și nu o caută după, pentru că realizează că totul a fost un fel de joacă. Ne punem și noi odată, după care nu ne cunoaștem, nu-ți creezi probleme cu soțul sau mai știu ce. Spun în clipul ăsta că are 30, 40 sau 50 de ani, femeia te vrea în continuare, spontan, creativ. Cu o femeie mai în vârstă, mai ales, trebuie neapărat să-ți împărtășești viziunea asupra lumii și asupra bărbaților și cum vezi tu lumea și îți recomand cu putere să vorbești despre ceilalți bărbați și cum reacționează ei în general în relații. Arată-i că ai o vastă viziune despre oameni în general și despre unde crezi tu că ei o dau în bară. Conectează punctele și arată-i că știi exact de ce anumiți bărbați sunt lași, cum tu ești divers și știi să ascunzi anumite lucruri pe care alții poate nu știu. Pentru că ea asta caută, distracție, mister, și caută să nu fie trădată după. Prostia pe care o fac mulți bărbați e că se uită la multe filme romantice și în filmul romantic, imediat ce două persoane fac sex, aceștia își trimit mesaje. Wow, ce bine m-a simțit, draga mea, abia aștept să te văd mâine. Nu, chestia asta în viața reală nu funcționează absolut deloc. Nu ar trebui niciodată să iei telefonul, să-i trimiți un mesaj. Vai, ce bine m-a simțit. Nu, este un semn de disperare, este un semn de vai, n-am făcut și eu sex de 7 luni și mă bucur că ai apărut tu în viața mea și mâine poate ne căsătorim, înțelegi? Eu personal niciodată nu trimit mesaj după ce am ieșit la o întâlnire cu o tipă sau după ce m-am culcat cu o tipă. Absolut niciodată nu trimit mesaj a doua zi. S-ar putea să-l trimit a treia sau a patra și mesajul va fi sec, gen hei, ce zi faină e afară, sau hei, azi mă gândesc să sparg McDonald's. O chestie care în general nu prea are sens. Vreau să-i arăt că sunt rece, sunt distant și nu fac un big deal. Nu e o mare chestie că vezi, doamne, ne-am culcat împreună sau că vezi, doamne, am ieșit pentru prima dată la un date împreună și cina a fost super tare. Mamă, ce bine m-am simțit. Tipa aia se gândește că tu n-ai ieșit în viața ta cu vreo femeie și acum ai dat și tu de puță și vezi, doamne, ce bine te simți, și se gândește în sine aia, fuck, tipul ăsta e disperat, o să mă caute, o să mă nenorocească, o să zică că vrea copii cu mine, că vrea să ne căsătorim, că vrea să-mi cumpere țoale de la Zara. Nu faci chestia asta, înțelegi? Unei tipe mai în vârstă, în momentul în care vrei să te facă round, vrei să te joci cu ea, exact asta îi oferi. Mentalitatea ta pe tavă. Asigură-te că toate întrebările sunt legate de viață în general, de lume, perspectiva lumii. În continuare merg și funcționează întrebările cu care sunt pasiunile tale. Ce anume iubești foarte mult în viață? Ce anume te înspăimântă în viața asta? Ce ai vrea să faci mâine dacă ai ști că o să crepi azi, de exemplu? După căi filozofice, două pe niște căi unde ea rămâne, wow, tipul ăsta mă întreabă niște chestii, nu m-au întrebat alții până acum, bărbați mult mai în vârstă ca el. Și caută cumva, chiar dacă nu ești întrebat, să îți oferi viziunea ta asupra vieții și viziunea ta asupra relațiilor. Femeile mai în vârstă au avut parte de un anumit număr de bărbați și garantat o femeie mai în vârstă o să-și ofere la un moment dat viziunea despre bărbați în general și va fi că oh, am ieșit cu tipul ăsta, m-a deranjat puțin că era uite așa, uite așa, nu a mers asta cu noi.
poți oricând să intervii, să spui da, din păcate sunt foarte conștient de semenii mei, bărbații în general, majoritatea, mai ales aici în orașul ăsta, să mor, majoritatea disperați, majoritatea caută să le contacteze a doua zi, nu înțeleg chestia asta, nu înțeleg de ce majoritatea sunt frustrați, nu înțeleg de ce trebuie neapărat să se sune, nu înțeleg căsătoria, mi se pare inutilă, nu înțeleg asta și cu aia. În momentul în care începi să-ți oferi viziunea ta, ea înțelege cu cine vorbește, înțelege că ești divers. Ea trebuie să înțeleagă faptul că tu ești divers, ok? Deci ce trebuie tu să știi în clipul ăsta? Nu arăta semne de disperare, nu te comporta ca și cum e ceva în neregulă faptul că ai vrea să te vezi cu ea, adică că tu ai 20 de ani și că ea are 45, în momentul în care îți spune vârsta, să nu se vadă expresiv pe fața ta că tu ești, să zicem, ai 20, ea îți spune, păi eu am 48, tu ești, poftim, nu arăta că ești dramatizat de chestia asta, în fond ți-a plăcut, altfel nu ai abordat-o, deci ți-a plăcut tipa, nu contează că are 48-56, dacă pe opinia ta, așa cum o vezi, tu are 20 și ție îți place sau are 30 și tu ești, bai, i-aș pune-o, garantat, numai la asta trebuie să te gândești. O abordezi cu zâmbetul pe buze, în momentul în care îți spune 48, tu ești de-aia, wow, super, și ce faci în orașul ăsta? Păi, scuză-mă, dar tu câți ani ai? Te întreabă. Și tu îi spui, păi am 20, am 25. Wow, poftim, ești super tânăr pentru mine. Hei, mulțumesc pentru compliment, ești o scumpă. Asta ce ai de gând să faci? După care vă râde. Mi se pare că sunt puțin cam în vârstă pentru tine. Ia uzi, vârsta, sincer să fiu, e doar un număr. În fine, uite ce vreau să te întreb. Sunt foarte curios ce pasiuni ai, ce te pasionează în viața asta. Lăsa-te mai multe despre tine. În continuare o privești intens în ochi. Menții contactul vizual, îi arăți seriozitate, nu uita. Ochii tăi trebuie să transmită intenția. Dacă intenția ta este să te culci cu ea, înseamnă că o dezbraci cu privirea, exact asta arată. Deseori mă uit la ea și spun, poftim 45, mamă, dar arăt super, super bine. Adică îi transmit chestia asta, arăt, you are fucking hot, eu spun în engleză, înțelegi? După care garantat rămâne flatată. Un tip la 20 de ani să-i spună unei tipe de 40 care arată flatată super tare, garanta se simte flatată, nu ai unde să o dai în bară complimentând o femeie mai în vârstă, își dorește, își face degețica seara cu gândul la băieți tineri care ar complimenta-o, că un puțache de 20 ca mine, 26, ar putea să o mai vadă încă atrăgătoare la 43 cât avea ea și totuși, abia aștepta să mă scoată de restaurant, m-a dus în hotel, mi-a tras-o de, am zis că rupem patul și uite că așa faci treaba cu milfurile. Dragii mei, eu sunt Fără Sens, vă recomand cu căldură să cumpărați cartea Pe Valurile Alfa, dacă nu ați citit-o încă, sunteți total pe lângă, trebuie neapărat să o citiți. Dacă vreți un progres în viața asta, dacă nu, din partea mea, faceți ce doriți. Vă recomand o ședință pe Facebook și vă recomand mai ales seminarul cu mine în persoană, unde dăm mindfuck și mă asigur garantat că nu mai faceți erorile pe care poate le faceți. O să vă schimbe viața complet, fără doar și poate în mai puțin de o zi. Dar până una alta, vă las un material cu un student de la ultimul seminar pe care l-am făcut. Tipul ăsta a fost super tare că toată ziua a abordat și primele 3-4 ore de abordări, cum era la început și nici măcar nu se încălzi, se păreau cumva nasoale, negative și vă spun sincer că la un moment dat a început să plângă, nu vreau să arăt asta pe cameră, tipul a început să plângă, i s-a părut că pur și simplu nimic nu merge și eu zâmbeam și am mers în continuare cu flow-ul meu și am spus, o să meargă, nu-ți fă griji, fii atent aici, fii atent aici. Am dat-o și eu în bară super des, nici mie nu mi-am ieșit abordările, s-a calmat când am văzut că și eu o dau în bară, după care am început să cumva să preluăm controlul amândoi, s-a sărutat cu o tipă, a avut un instant date cu alta și vă las clipul ăsta unde spre sfârșitul serii cumva se simțea trist că nu a reușit să închidă. Termenul de a închide, vă reamintesc, se numește să duci o tip acasă, să faci sex, că doar asta îți dorești. Și am ieșit în club, am zis hai să încurajăm situația și în club i-am spus uite, abordează-o pe tipa aia, s-a dus la ea, a dat maxim și a dus-o acasă. Vă las în continuare cu clipul și până data viitoare vă doresc o zi plăcută, numai bine. I'm looking at you, go. I see. We are all looking at you. Oh, nice. Nice, pulling, pulling. Nice, pulling. This is how we pull it. This is how we fucking pull it. She's hot as fuck, man. She's hot as fuck. You're not gonna fucking number. No, no, she'll get, here you go, here you go. No, look. She's saying. I swear she's smiling as fuck. Look. He's touching her, I swear. She already realized that. I swear. You say 7 plus. Exactly, 7 plus. Ya numaru, ya numaru. Sama dia.
7 plus. 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 7 plus.